Uite că vine Eritreu. Ce faci, mă? V-am căutat peste tot. Am nevoie de ajutorul vostru. Dar ce-a pățit Orlando? Ce are scoși pe gură? Da, zice toată lumea că jură prea mult. Pula sus, pula jos. Și s-a jurat că nu mai zice pula până nu aude un cuvânt care rimează cu pula. De exemplu, capsula, celula. Și-a pus Cociu că nu se poate abține altfel. De o săptămână sta așa. În fine, uite, avem examen mâine și nu am învățat nimic. Și dacă nu îl iau, trebuie să repet anul. Of, o să ne lipsești. Dar stai, mă, eu știu că Orlando e cel mai bun la copiat și ia 10 la toate examenele. Și știu că tu stai lângă el la toate examenele și copiezi de la el. Așa că vreau să te rog să mă lași mâine la examen să stau lângă el, te rog. Nu, imposibil, niciodată. Îți dau 100 de euro. De acord? Taci, mă, că facem jumătate. Iubi bubi cu Eritreu? Unde, mă? Poate, nu ți-l fut eu pe ăsta. Stai numai să vezi. Haideți, vă rog, dați-vă la locurile voastre. Începem examenul. Din momentul acesta aveți o oră la dispoziție. Cine a aruncat căciula? Cine a aruncat căciula? Căciula! Căciula! Cine a aruncat căciula? Ce din mâncare pula! Pula! Nesimțitule! Cum îți permiți să vorbești așa? Doamne, o să mai dai examenul ăsta! Ieși afară momentul ăsta, să nu te mai văd! Pleacă să nu te mai văd în fața ochilor! Salutare bandiților! Și banditelor! Am terminat și noi astăzi sesiunea, așa că vrem să ne luăm și noi 2 săptămâni de vacanță, să mergem și noi la o cabană, să... Avem, să fumăm, să fotem. Băi! Silențio, consula! Ok, papi! Așa că o să ne revedem în 2 martie. Martie! Dar, ca să nu vă supărați pe noi, v-am pregătit o mică surpriză. Surpriză! Pentru a sărbători un an de doi degeaba, vă punem la dispoziție... Tricouri, doi degeaba. Spang, spang, spang. Ce mi-a plăcut asta cu spang? Veți găsi în titlul postării link-ul unde puteți să vă luați tricourile. Tricourile. Și să ne revedem cu bine pe 2 martie. V-am salutat, numai bine.